Ordinare de astăzi, 29 mai, cuprind un număr de 44 de proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect numărul 1. Privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea prețelor de piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestora. Cine este pentru? La punctul 1 și la punctul 5. Cer creșterea cu 9 euro a valorii terenului. La punctul 1 sunt 521 metri pe frângele lui, la 26 de euro, pe sortiment de la 35, și la general de Scălescu, 420 metri, de la 11 la 20 euro. Deci creștem cu 9 euro valoarea la... Supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Teodorescu. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Supun la vot proiectul cu amendament. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 2, privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 48 metri pătrați, situat în strada Mihai Viteazu, fără număr, în vederea extinderii spațiului comercial existent. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Proiectul numărul 3, privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafață de 1567 metri pătrați în două loturi, lotul 1 în suprafață de 1269 metri pătrați și lotul 2 în suprafață de 298 metri pătrați, a rapoartelor de evaluare numărul 18399/2013 și numărul 18400/2013. Însușirea valorilor de piață ale bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, aprobarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile terenuri situate în strada Tineretului numărul 31 și împuternicirea CMI Urban să efectueze demersurile legale în vederea înstrăinării prin licitație publică a lotului numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 4. Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 5, privind modificarea contractului de concesiune a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică prin sistemul SACET, numărul 36.819 din 31 iulie 2007, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SECE Locatosa. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 6, pentru completarea HCL numărul 1 din 28 ianuarie 2010, privind administrarea imobililor proprietate publică a municipiului Piatra Neamț, în care funcționează învățământul preuniversitar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 7, privind excluderea din contractul de service numărul 22.315 din 1.6.2011, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SECE Locato S.A., a centralelor termice care deservesc unitățile școlare și predarea acestora în administrarea unităților școlare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 8, privind
privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren de 70 metri pătrați, proprietatea privată a municipiului situată în Bulevardul Traian, fără număr, din municipiul Piatra Neamț, în vederea construirii unui spațiu comercial și sediu firmă. Cine este pentru? Împotrivă? Țineți? Proiectul 9, privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 21 metri pătrați, situat în Bulevardul Decebal, numărul 35, bloc I4, scara F, în vederea extinderii spațiului comercial existent. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul 10, privind aprobarea raportului de evaluare 18511/2013 a bunului imobil, proprietate privată a municipiului Piatra Neamț, situat în Bulevardul Republicii, numărul 5. În amendament, vă rog, având în vedere raportul de evaluare și discuțiile care le-am avut pe această zonă, vă propun dublarea sumei prevăzute în acest raport, o majorare cu 100% din conturile dumneavoastră se trece ca și propunere la amendamente. Da? Să pun la vot amendamentul propus de doamna Simenica. Cine este pentru amendament? Împotrivă? Abțineri? Să pun la vot proiectul cu amendament. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost aprobat cu amendament. Proiectul numărul 11, privind aprobarea raportelor de evaluare numărul 18512/2013 și 18513/2013, însușirea valorilor de piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, aprobarea valorii de inventar și vânzarea acestora. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 12, privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 25 autorizații taxi disponibile, potrivit registrului special. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 13, privind recunoașterea și însușirea limitelor unității administrativ-teritoriale Piatra Neamț cu comunele limitrofe. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 14, pentru modificarea HCL 93 din 5 martie 2009, privind aprobarea proiectului, restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și culturale Curtea Domnească, din municipiul Piatra Neamț, prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulațiilor pietonale și carosabile, pasaj autosubteran, parcaje subterane, cod SMIS 11177, precum și a cheltuielilor legate de proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul 15, privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2012. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 16, privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și școala gimnazială numărul 8 Piatra Neamț, pentru organizarea concursului național educație rutieră pentru viață, etapa județeană. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 17, privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Liceul de Arte Victor Brauner pentru organizarea celei de-a 6-a ediții a concursului național de muzică ușoară Camena. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 18, privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Inspectoratul Școlar Județean Neamț pentru organizarea Festivalului Național de Dans Împreună pentru Viitor din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 19, privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare pentru susținerea proiectului, editarea și tipărirea culegerii Floarea de fragă și șoimul, alte flori alese din folclorul nemțean. Autori, Ermina Dobreanu și Gheorghe Sigău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul 22, privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Uniunea Artiștilor Plastici din România, în vederea organizării unei expoziții tematice dedicate zilelor orașului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul 23, privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația Futur pentru derularea proiectului concurs de alergare montană Bate Toaca. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul 24, privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația Universul Prieteniei pentru derularea proiectului Tabăra de creație și recreație, Piatra Neamț, locul unde răsare bucuria. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul 25, privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația de Mini Fotbal Neamț pentru derularea proiectului Cupa României la Mini Fotbal, ediția a 4-a. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul 26, privind constituirea Comisiei de Evaluare și selecționarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din bugetul local pe anul 2013. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 27, privind alocarea unor sume de bani din capitolul 6702, Cultură, Recreere și Religie, pentru organizarea zilelor orașului și primirea unor delegații. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 28, privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Camera de Comerț și Industrie Neamț pentru organizarea Zilei Internaționale a Copilului și a unor manifestări dedicate zilelor orașului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 30, privind modificarea și completarea actului constitutiv și al statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul 31, privind majorarea capitalului social al SCE Perla Invest SRL. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere, mulțumesc! Proiectul 32, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCP la Invest SRL pentru anul 2013. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 33, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCP Parking SA pentru anul 2013. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 34. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCE CMI Urban ESA pentru anul 2013. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 35. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCE Salubritas ESA pentru anul 2013. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 36. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCE Locativ SERP SRL pentru anul 2013. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 37. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCE Public SERP SRL pentru anul 2013. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 39. Privind aprobarea încheierii unor contracte de execuție lucrări în subantrepriză de către SCE Publiserv SRL. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 40. Privind acordarea avizului pentru înființarea autogării SCE Troleibuzul SA în Piața Republicii numărul 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 41. Privind acceptarea unei donații de către municipiul Piatra Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom trece peste proiectul 42, lăsăm la urmă. Proiectul 43, privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe anul 2013. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 44, privind numirea doamnei Popescu Mariana Loredana în funcția publică de conducere de șef serviciu, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
45 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamț în vederea organizării concursului național de sărituri peste obstacole Cupa Municipiului Piatra Neamț în perioada 20-23 iunie 2013. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 46. Privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamț și Asociația Județeană de Șah Neamț în vederea organizării Cupei Municipiului Piatra Neamț în perioada 20-23 iunie 2013. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 47. Privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamț și PFA Cosma Oana Talida în vederea organizării concursului Miss și Mister Junior Piatra Neamț cu ocazia zilei de 1 iunie 2013. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 48. Privind alocarea unei sume de bani pentru deplasarea ansamblului folcloric Toricică de la Munte și a unei delegații din partea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț în orașul înfrățit Bergama din Turcia. Cine este pentru? Așa, aici am să vă rog să faceți propuneri pentru consilierii care se pot deplasa. Doamna Baidan și domnul Isaila. Doamna Baidan, domnul Isaila, vă rog. Să pun la vot propunerile sau proiect, da? Să pun la vot propunerile făcute. Mulțumesc. Să pun la vot propunerile făcute. Da. Deci să pun propunerile făcute. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre care include și propunerile făcute privind alocarea unei sume de bani pentru deplasarea ansamblului folcloric Toricică de la Munte și a unei delegații din partea Consiliului Local în orașul înfrățit Bergama, Turcia. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Ne întoarcem la proiectul 42. Am să vă rog propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. Domnul Timar, vă rog. Domnul Marghidan Victor, să pun la vot propunerea domnului consilier Timaru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Domnul președinte, succes în următoarele trei luni.